Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, iar dacă ești pentru prima dată aici, eu sunt Alexandra, bine ai venit! Astăzi vă invit în casa noastră, vă invit să vedeți cum am decorat toată casa de sărbători, de Crăciun. Vreau să încep prin a vă arăta brăduțul nostru. Este un brad natural pe care l-am cumpărat din Auchan. Avem un suport special în care se pune apă ca să reziste cât mai mult. Acestea sunt globurile pe care le avem deja de câțiva ani, care ne sunt foarte, foarte dragi. Ați văzut în holul Auchan și globurile noi pe care le-am ales ca să completăm acest brăduț, care anul acesta a fost mai mare decât de obicei și am simțit nevoia să îl împodobim cât mai mult. Avem în el 3 instalații de lumini cu lumini diferite. Am pus și un decor simbolic pe această masă pe care o păstrez de obicei pe terasă. Și acum mergem în bucătărie și vreau să mă apuc să decorez acest spațiu. Am decorațiuni și din anii trecuți, de exemplu această mașinuță este de anul trecut și mai am și decorațiuni pe care le-am cumpărat anul acesta. Vă las în descriere toate holurile ca să vedeți exact cam care a fost prețul fiecăreia și de unde am cumpărat-o. Am încercat așa să creez câte o poveste în fiecare spațiu din casa noastră. Nu am neapărat niște culori pentru decorul din casă. În brad ne-a plăcut foarte mult să avem auriu, roșu și alb. Dar în casă de obicei îmi place să creez câte o poveste în fiecare colțișor pe care aleg să-l decorez. Anul acesta am adăugat și niște odorizante de cameră cu miros din acesta de sărbători. Și să știți că, într-adevăr, au ajutat la crearea unei atmosfere foarte plăcută în casa noastră. Dacă ați dori la final să-mi lăsați și mie în comentarii care este spațiul din casa noastră care vă place cel mai mult, așa cam cum l-am decorat, m-aș bucura tare mult. Mergem mai departe pe blatul din bucătărie, unde ați văzut cât de mult am eliberat în ultimul clip de curățenie și vreau să folosesc niște decorațiuni din anii trecuți. Și aici voi pune și această farfurie de sticlă pe care am cumpărat-o din Auchan. Am văzut și vouă că v-a plăcut tare mult, în comentarii mi-ați scris câțiva că v-a plăcut. Voi adăuga pe această farfurie niște fursecuri speciale pe care le-am primit de la A la Tarte, un cadou dulce și deosebit care m-a încântat și ne-a încântat pe toți foarte, foarte tare. Acest bistro A la Tarte este extrem de apreciat, atât de clujeni, dar nu numai.
Și iată că mă bucur să împărtășesc cu voi acest bistro pe care, dacă sunteți în Cluj, vă invit să îl vizitați. Au atâtea bunătățuri specifice de sărbători, multe sunt și cu specific franțuzesc. Ce să mai... Nu știu dacă veți merge în vizită pe la La Tarte, sigur nu veți ieși cu mâna goală. Acesta este și decorul de pe blat, minimalist, dar mi se pare mie de efect. Încerc să folosesc renguțe de brad ca să am un miros așa specific de brad în toată casa. Și în această tăviță vreau să așez ceasul de bucătărie. Acesta este decorul la care m-am gândit, să poată fi văzut și ecranul ceasului, dar totuși să fie și un decor. Acesta este aranjamentul de pe masa din bucătărie. Am pus aceste șervețele cu tematică de sărbători, un aranjament și această lumânare. Pe mobilă, deasupra hotei, am pus această steluță pe care deja o am de 4 ani, cred. Deasupra mobilei am pus această ghirlandă, care din păcate nu mai funcționează, dar o păstrez acolo, și prosoapele cu motive de Crăciun, pe care le-am comandat special în acest an. Și mergem mai departe în sufragerie. Aici tare mult îmi place să decorez de fiecare dată. Așa îmi place să le aranjez diferit decorațiunile. Anul acesta am și decorațiuni noi. Am cumpărat din Chicville acești doi copilași din porțelan. Se par atât de frumos și sunt atât de gingași. I-am cumpărat unul pentru Alexandru și unul pentru Andrei. Poate să postez holul în care vă arăt exact cum arătau când i-am cumpărat. Și aceste decorațiuni sunt de anul trecut. Îmi plac tare, tare mult amândouă. Am așezat pe mobilă ghirlanda care încă mai funcționează și îmi place tare, tare mult. În fiecare an aici îmi place să o aranjez, mi se pare că efectul este superb. Și acesta este decorul din sufrageria noastră. Continuăm cu decorarea camerei lui Alexandru. Ia uitați pătura pe care am cumpărat-o din Oșa recent, aceste sticăre pe care le-am comandat de pe EMAG. Am încercat să le facem camerele cât mai vesele și lui Alex am cumpărat aceste sticăre. Am pus și pe mobilă câteva.
Acestea sunt decorațiunile pe care le voi folosi pentru a decora camera lui Alex. Așadar, am o beteală, un brăduț, o păturică pe care am cumpărat-o din Pepco, acea față de pernă, tot din Pepco, din Oșan aceste trei decorațiuni noi și brăduțul lui Alexandru pe care de când l-am cumpărat, l-am decorat special pentru el. Uitați pe patul lui Alex, așa am așezat pătura și această pernă cu cerb care am văzut că și vouă v-a plăcut tare, tare mult. Mi-ați scris în comentarii că vi se pare deosebită. Așa am ales să pun pe mobilă într-un colț această combinație. Toate sunt din Oșan, mai puțin această instalație care este din Sinsay. Mi se pare de super efect, este extraordinar, îmi place tare mult. Mergem mai departe în camera lui Andrei și acestea sunt decorațiune pe care le voi folosi la Andrei. Acest covoraj din Oșan, căsuța, brăduțul tot de acolo, aceasta este pătura din Oșan, acestea sunt stickerele din camera lui, este evident că este pasionat, înnebunit după spațiu și după planete. Aici am pus așa un colțișor mai verde, natural. Avem un glob pământesc care și luminează și iată, și la el am pus această perniță, păturică decorativă. Căsuța și brăduțul mi se pare atât de efect și a fost și el foarte încântat, mai ales noaptea, așa frumos luminează toate, creează așa o atmosferă de poveste și m-am bucurat tare mult că îi se potrivesc aici pe comodă. Acesta este și brăduțul lui, are două instalații în el, ambele sunt pe baterii, acestea sunt decorațiunile. Și mergem în living, în sufrageria de sus. Aici voi pune această lumânare advent, odorizantul, lumânările și instalația. Aceasta este măsuța pe care le voi aranja și cam așa arată. Știu că mi-ați spus că în mijlocul acestei coronițe advent nu se pune lumânare, nu am știut până acum. Vă mulțumesc însă foarte mult pentru toate sfaturile. Dragii mei, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut căsuța noastră așa cum am decorat-o anul acesta. Dacă v-am inspirat cât de puțin, m-aș bucura tare mult. Căsuțele voastre sunt gata de sărbători sau mai aveți de decorat? Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să dați un like și să vă abonați. Și până data viitoare, aveți grijă de voi. Mult spor în toate, să fiți sănătoși. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!